Cu prima lui medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, David Popovici intră în clubul select al sportivilor români care au obținut medalii olimpice. El se alătură Nadiei Comăneci, care a intrat în istorie cu primul 10 din gimnastică. S-a întâmplat în 1976 la Jocurile Olimpice de la Montreal. În total, Nadia a obținut 9 medalii olimpice, 5 de aur, 3 de argint și una de bronz. Elisabeta Lipa are și în palmares 8 medalii olimpice, 5 de aur, 2 de argint și una de bronz. Lista e completată de Ivan Pațaikin cu 7 medalii sau de sim Simona Amânar, care a reușit de-a lungul carierei de gimnastă să câștige șapte medalii olimpice. Sporturile care au adus cele mai multe medalii României la Jocurile Olimpice sunt gimnastica, atletismul, canotajul, caiacanoe și luptele. În ceea ce privește interesul românilor față de ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de la Paris, un studiu realizat de Publicis Group România arată că numărul celor care urmăresc Jocurile Olimpice este în creștere. Șase din zece români au spus că se vor uita la ediția din acest an, mai mult decât dublu față de precedenta ediție de la Tokyo când doar 31% dintre români s-au uitat. Chiar și așa însă, doar 17% dintre conaționali știu câte medalii a câștigat România la Tokyo și foarte puțini își mai amintesc numele tuturor sportivilor care au câștigat medaliile pentru România la ediția din 2021 a Jocurilor olimpice.